Onorat prezidiu, dragi tineri absolvenți și iubiți părinți, așa cum vă și așteptați, voi începe cu un verset din Sfânta Scriptură, legată de ceea ce se întâmplă astăzi cu noi. Înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 22, versetul 6, zice așa, referitor la ceea ce se întâmplă în școala noastră: deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Lucrul acesta au încercat dascălii noștri să-l facă în lucrarea pe care împreună ați desfășurat-o aici. Acum, nu numai Sfânta Scriptură, ci și cei mai înțelepți pedagogi au subliniat cât de importantă este această lucrare. L-am pomenit și în alte rânduri și îl pomenesc și astăzi pe Ian Amos Comenius, mare pedagog. El a scris o carte întreagă intitulată Didactica Magna, adică didactica cea mare. Și la un moment dat zice așa, atrăgându-ne atenția, că e foarte păgubos ca la tinerețe să nu învățăm lucruri frumoase. Zice el așa: ce este un tânăr bogat care n-a învățat nimic? Un purceluș îngrășat cu tărâțe. Și ce este un tânăr sărac care n-a învățat nimic? Un biet măgăruș condamnat să poarte poveri. Și ce este un tânăr frumos care n-a învățat nimic? Un biet păun împodobit cu pene. Eu cred că dumneavoastră nu intrați în nici una din aceste categorii, ci sunteți tineri cu minți, doritori de a învăța, doritori de a merge înainte. Acum noi socotim că școala noastră, având un caracter aparte, pe lângă faptul că va pregăti din punct de vedere intelectual, va pregăti și din punct de vedere spiritual. Și Sfântul Pavel, care avea mulți ucenici, dar unul dintre preferații lui ucenici era Timotei, în două locuri, în două epistole, îi se adresează și subliniază lucruri foarte importante. În a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, pleacă de la părinții lui, de fapt de la mama și de la bunica lui. Și în ce vă privește pe dumneavoastră, eu cred că trebuie să plecăm de aici, de la mama, de la tata, de la bunica. Și zice Sfântul Pavel: îmi aduc aminte cu mare drag de credința care întâi s-a sălășluit în bunica ta Loida, apoi în mama ta Eunichi și cred că și întru tine, adică lor, părinților, bunicilor, li se datorează bogăția de credință cu care mergem înainte. Și care este rezultatul? Spune tot Sfântul Pavel, dar în prima epistolă către Timotei, în capitolul 4, versetul 12, îi zice așa: de fapt, de ce să nu vă zică dumneavoastră astăzi, de acolo, din eternitate? Fă-te pildă celorlalți tineri, adică fă-te exemplu. Cu ce? Cu cuvântul. Un tânăr care a terminat școala noastră vorbește foarte frumos.
cu credința. Un tânăr care a terminat școala noastră este un tânăr credincios. Cu dragostea. Un tânăr care a terminat școala noastră știe lega prietenii frumoase și elegante. Cu Duhul și cu curăția. Așa zice Sfântul Apostol Pavel, scriindu-i lui Timotei. Și atunci, toate acestea le adunăm la oaltă, gândindu-ne că vă ajută Dumnezeu ca în viitor ceea ce visați, efectiv să se pună și în practică. Vreau să vă spun că viața noastră așa de repejor trece. Acum nu aveți experiența asta și nici nu trebuie să o aveți acum, să gândiți ca mine. Dar vă spun eu că trece foarte repede. Și atunci îmi aduc aminte cu nostalgie de vremea când eram de vârsta voastră și se organizau aceste festivități de final de școală. Și atunci se duceau floricele, se cânta frumos. Ei, unul dintre cântecele, o strofă din el, vi-l amintesc și dumneavoastră, poate că acum lumea este mai evoluată, nu se oprește la cântecele de acestea, poate siropoase, dar sunt faine. Și ce zice cântecelul? Zice așa, drumul vieții îl știți. L-ați deprins an de an și pe el veți pleca ca pe un val. Nimeni dintre voi nu se va împotmoli lângă mal, lângă mal, lângă mal. Aceasta e și o urare. Vă urăm succes, să nu se împotmolească nimeni, ci să reușiți efectiv ceea ce visați să și înfăptuiți. Felicitări! Hristos a înviat!